Bună seara și bine v-am regăsit la Plural. Sunt Cristina Andreea Stan și vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi, de la singular la plural. Iar în această seară am un invitat, chiar îi spuneam, îi mărturiseam așa înainte, care spune lucrurilor pe nume și îmi place foarte mult și îl urmăresc, vă mărturisesc în online de ceva vreme. Și este acea doză de realism de care avem cu toții nevoie. Andrei Vulpescu, psiholog și autor. Bine ai venit, Andrei, la Canal 33. Tu ne-ai propus pentru astăzi o temă nu neapărat tabu, dar controversată, și anume infidelitatea în mediul online. Infidelitatea, cum am spus acolo, în era digitală. În era digitală, exact. Pentru că este foarte important de făcut contextul, de creat cadrul. Dacă ne gândim la termenul de infidelitate în general, vom vedea că odată cu evoluția societății s-a modificat și el. Vreau să te întreb eventual o mică definiție, așa, din punctul tău de vedere, o definiție a infidelității. Ce ar însemna, de fapt? Cred că e trădare, pe scurt. Dar cred că este trădarea angajamentelor luate, mai degrabă. Deci depinde de cei doi ce angajamente au și care pot fi diferite. Pentru că, vezi, se pot întâmpla niște cazuri. Spre exemplu, noi doi ne întâlnim, discutăm, cumva tu ai gânduri de relație, eu spun că îmi doresc familie, tu spui ok, ne cam pupăm pe chestia asta, dar noi nu vorbim despre alte lucruri, cum ar fi infidelitatea, care nu are legătură cu formarea unei familii. Noi nu vorbim despre cum tratăm lucrurile astea. Nu se consideră cumva tacit, stabilit, așa? Nu, nu. Pentru că în construcția unui cuplu trebuie să folosim trei lucruri. Grijă, ghidaj, limite sănătoase. Ori aici, la limite sănătoase, intră exact aceste chestiuni. Ce pot să duc și ce nu pot să duc într-un cuplu. Și este esențial, din punctul meu de vedere, să putem să, cum să zic, să ne punem acolo în contract termenii și condițiile și că este un contract un cuplu. Noi o luăm foarte romantic, simțim, iubim, da, multă și nu vorbește deloc chestiile practice. Multă chestie este o autosugestie aici, dacă stăm și vorbim. Adică este o poveste pe care o scriem. De multe ori o scriem eronat, nu ne bazăm neapărat pe fapte, ci pe ce ne-am dorit noi să fie. Deci da, discuția despre infidelitate, cred că ar fi să o discutăm și să o punem în cadru corect de azi. Pentru că dacă dăm timpul înapoi vreo 35 de ani, vom vedea că infidelitatea era puțin privită diferit și contextual social, dar și prin prisma modului în care comunicau oamenii. Acum 35 de ani nu exista internet. N-aveai acces, exact. Ce nu mai exista? Nu exista, deci clar, nici rețele telefonici, sociale, aplicații de dating, nu exista nimic. Și atunci unde puteai să înșeli? Aveai video, clar. Acum ai totul pe telefon, la trei glisări de ecran poți să găsești o tentație. Și mai era și altceva, aveai un cerc limitat totuși de persoane pe care puteai să le cunoști în și viața aveai de asta, zi cu zi. Dar să știi că totuși cercul ăsta a rămas limitat în continuare, pentru că dacă ne uităm, în general, zonele de infidelitate sunt fie în cercul de apropiați, prieteni, conjuncturi și așa mai departe, fie la muncă. Pentru că acolo petrecem cel mai mult timp. Când stai singur acasă, nu o să fii infidel pentru că nu-ți bate nimeni la ușă cu vreun gând. Deși acum văd că se poartă ideea asta să ne chemăm vecinii să ne îmbăiem împreună. Da. E o idee tocmai rea, știi? Adică putem să găsim niște scuze dacă doamna este plecată din localitate să apelăm la, da, spre binele planetei. Deci da, s-au schimbat multe și din păcate am observat că foarte multe persoane nu și-au dat acest upgrade sau update, sau cum vrei să-i spui. Adică au rămas cumva cu ideea de infidelitate în spate. Și am făcut de-a lungul timpului, cel puțin înainte de pandemie, făceam niște evenimente de cafenea și sper să le reiau, nu știu unde, dar vom vedea. Și am făcut acest test, întrebându-i pe oameni ce înseamnă în viziunea lor infidelitate și enumerând mai multe variante, evident. Și care pentru că să știi că am observat că inimioara aia dată pe Instagram este o sursă de anxietate imensă. Deci like-ul poate fi considerat o formă păi, de... Da, da, tu ai spus like. Dar aia este inimioara. Că nu ai varianta pe Instagram, nu ai varianta de like. De acord. Like. Dar în percepția unei femei care are o... Care are anxietățile ei, probabil, nu? Și are anxietățile ei, poate o imagine de sine ușor...
hai să-i spunem, nu foarte bine clădită, poate nu se simte foarte bine în pielea ei, ceea ce deja vorbim și noi, e urmă de misoginism despre foarte multe femei, chiar și despre femei care arată extraordinar de bine, în acceptul general, inimioara aia este un dezastru. Deși, chiar dacă ea nu înseamnă nimic. Deși nici măcar nimic. Nu cunoști, poate personal, nu? 100%. Like-ul pe Facebook la fel. Deja astea sunt două surse de anxietate destul de puternice. Convorbirile în privat, evident. Convorbirile pe WhatsApp la fel. Deja avem patru chestii care sunt cu minți. Cu minți, da, da, da. Intrăm în lucrurile mai hardcore, să spunem. Mi-e și teamă să... Intrăm în zona de video chat. Și aici răspunsurile sunt atâtea păreri, atâtea răspunsuri. Zona de masaj erotic. Și acolo să știi că diferența este atât cu sau fără finalizare. Aia este, acolo se face diferența. Am întâlnit la aceeași masă două persoane care gândeau diferit. Adică una spunea ok, câtă vreme nu este cu răspândirea da, semințelor. E ok, nu este nicio infidelitate, deși dacă stai și te gândești acolo, este un contact a două trupuri goale, adică n-am fost adică cel puțin la ultima verificare era asta, iar cealaltă persoană spunea că este infidelitate, oricum ar fi. Ok, bun. Striptease, cluburile de striptease. Unii spuneau că da, alții spuneau că nu. Ce-ar mai întrebare, fi? Scuze-mă. Site-urile de escort. La cluburile de striptease, de exemplu, dacă se duce cu băieții și cu permisiunea, sau mă rog, cu știința partenerei, se pune sau nu se pune? Adică, de fapt, această infidelitate are inclusă componenta aceasta de ocult, de ascuns? Păi nu știu, depinde cum gândește partenera. Vezi, suntem diferiți și asta ar fi de spus din capul locului. Infidelitatea nu poate fi încadrată în alb, negru, bine, rău, corect, greșit. Oamenii judecă acest lucru și îl tratează în funcție de propriile credințe, în funcție de propria dezvoltare, da, personală. Deși am văzut păreri destul de extreme. Adică experiențele de viață. Da, unii sunt extrem de rigizi și radicali în chestia asta, alții sunt mult mai valați și mai diluați în povestea asta. Ce-ar mai fi? Site-urile de escort s-au mers la zona asta. În zona prostituției. Filmele porno. Și așa mai departe. După cum vezi, este o paletă întreagă de chestii de genul ăsta. Și iarăși, la filmele pentru adulți pe care le-ai menționat, dacă este cu acordul și eventual cu participarea partenerei, este infidelitate? Adică atâta timp cât... Partenera participă, înseamnă că se uită și ea și teoretic ar fi beneficii comune, deci nu aș lua-o în direcția asta. Okay. Dar am observat o zonă de rigiditate și în partea asta. Deci vezi, sunt foarte multe zone unde poate intra în discuție chestia asta cu infidelitatea, mai ales în zona digitală unde avem mii de aplicații. De exemplu, dacă ai cont pe o aplicație de asta de dating, e sau nu e? Acum te-aș întreba... Dacă tu ai avea un partener și știi că el are cont activ pe o rețea de asta... M-aș întreba la ce mai trebuie, asta sincer. Asta mă gândeam și eu. Adică... Știi? Deci poți să te gândești că ok, match, non-match, dar la ce trebuie? Că nu e researcher să vadă comportamente. Dinamica, și da. Deci vezi, discuția este extrem de vastă. Mai mult decât atât, putem să intrăm și în relație, și în interiorul ei. Pentru că, din punctul meu de vedere, o formă cumplită de infidelitate este aceea de a îl face pe celălalt să te dorească și după aia să-i reproșezi asta. Să nu te mai dorească și să-i reproșezi asta. Să nu te mai dorească. Exact. De adică ce ți-ai dori să nu te mai dorească? Să-l respingi, să-l alungi și după aia să-i reproșezi că s-a asta o face în mod conștient sau sunt niște mecanisme inconștiente acolo cumva? Greu de răspuns la asta, dar cred că sunt niște tipare comportamentale. Tiparul castrator, de exemplu, nu-i dai voie să fie, nu-i dai voie să existe, nu-i dai voie să ia decizii, îi anulezi deciziile după care îl acuzi că nu ia decizii. Se întâmplă și chestia asta, am întâlnit în practica asta. Sunt multe lucruri care se pot, sigur, se pot întâmpla și din partea cealaltă, adică să nu dăm vina doar pe un gen. Teoretic există această reciprocitate. Și bărbații și femeile sunt capabili să
dăuneze relațiilor, ca să zic așa. Deci este o discuție complicată și tentațiile sunt foarte mari. Problema este așa. Cât de capabili suntem noi să facem față la asta? Și să ne asumăm. Și să ne asumăm asta. Gândește-te că oamenii, generația noastră cel puțin, care suntem 40 plus, cred că suntem prima generație care a dat cu nasul de Occident la modul cât se poate de deschis toată planeta. Părinții mei nu aveau acces la asta pe vremea aia. Aveau acces doar la țările care erau... restaurante, cafenele, baruri, cluburi, discoteci, tentații tone. Cluburi de orice fel. Deci, ar fi să înțelegem faptul că suntem oameni, ar fi să înțelegem faptul că avem niște hormoni noi totuși, ar fi să înțelegem faptul că bărbații au testosteron, ar fi să înțelegem faptul că bărbații... au nevoie de această diversificare? Uneori se folosesc de aceste tentații ca reglaj al anxietății, la care nu se gândește nimeni. Ok, sunt prea încărcat, sunt prea stresat, sunt prea... masturbarea, by the way, că n-am adus-o în discuție. Asta este nu e sau de nu este infidelitate? Să știi că există femei care... Nu e de mediu digital neapărat. Sunt femei care consideră, l-am extins un pic, că masturbarea este o zonă de infidelitate. Că el este infidel în momentul în care... Deși dacă ne gândim la Woody Allen, este sex cu o persoană iubită, ceea ce nu e deloc în neregulă, este autocunoaștere. Și iubește-te pe tine însuți. Exact. Este... Păi da, este autocunoaștere. Deci sunt vaste. Și atunci, care este capacitatea noastră de a răspunde adecvat la ceea ce se poate întâmpla? Aici cred că se joacă. Sunt persoane care, dacă sunt rigide, inflexibile, se adaptează greu la nou. Și atunci, știi cum e, când nu înțelegi ceva nou, respingi. Tentația este să-l respingi sau să-l tai sau să-l blochezi. Sunt persoane care se adaptează foarte ușor la lucrurile astea și discută despre și trec peste și poate unii fac împreună anumite lucruri. Câtă vreme e de comun acord în interiorul cuplului, nu poate nimeni nimic să spună nu. Că este bine, rău, corect, greșit. Deci, vezi, este o discuție extrem de vastă asta. Și mi-e teamă că lucrurile vor evolua și mai mult pentru că societatea evoluează. Modul în care oamenii interacționează evoluează. Gândește-te că pandemia a produs mult deranj la nivel relațional, la nivel de conectare, la nivel de simțire, la nivel de profund. S-a dus totul în superficial, s-a dus totul în izolare, s-a dus totul în teamă, s-a dus totul în deconectare. Eu nu cred că cineva, în momentul în care a luat deciziile pe care le-a luat, s-a gândit la aspectele astea. Cred că din contră. Dar ne gândim atunci când înșelăm? Sau sunt impulsuri de moment? Ba da, ne gândim la noi. Pentru că în momentul în care noi înșelăm, de foarte multe ori este doar despre noi. Celălalt care nu este de față, nu are de ce să-și asume chestia asta sau să considere că e din vina lui, decât dacă a produs un dezastru în casă. Știi că era, nu știu dacă este mit sau nu neapărat, că scârție ceva acasă și de aceea nu, este mit, că uneori nu scârție nimic. Să știi că, uite, chiar citisem în Regândirea infidelității a lui Esther Perel și chiar am mai dat exemplu acesta. Avea un capitol întreg în care spunea, exact așa se chema, și oamenii fericiți înșeală. Da, da, da. Deci chestia asta că neapărat cea de acasă este o vrăjitoare, e rea, Nu funcționează, și... să știi. Și aici ar fi interesant să intrăm într-o discuție și despre motivele pentru care o facem. Pentru că s-au cercetat și astea într-un fel. Există un psiholog pe nume David Bass, care a făcut mai multe cercetări pe mai multe culturi, pe ani de zile. E foarte interesant studiul ăla. Și el a identificat niște motive foarte clare care ne diferențiază unii de ceilalți. În cazul bărbaților, nu mai știu exact procentul, dar este suficient de mare. Principalul motiv este nevoia de a varia. Ok, deci diversitatea asta, diversitatea. Care și că ar fi înscrisă în gene. Asta nu înseamnă că nu-mi iubesc partenera, asta nu înseamnă că nu o doresc și așa mai departe. Da, ok, mai vreau și altceva. Așa cum scria și Esther Perel în cartea ei, este mereu întrebarea, asta a fost tot? Este dorința aia de a te resimți viu, cumva, validat, dorit, cu
scurtat și așa mai departe, ceea ce uneori poate în cuplu nu se mai întâmplă. Contează dacă ai avut, de exemplu, o singură sau o relație de la o vârstă fragedă, aceeași relație lungă, sau dacă sau ești mai puțin tentat să fii infidel, dacă, de exemplu, ai cunoscut mai multe partenere și te-ai căsătorit, să zic, te-ai așezat la casa ta la 40 de ani. Depinde. Și cumva ți-ai bifat această nevoie de... Depinde. Varietate? Depinde de cum percepe fiecare. Există bărbați care nu se opresc din asta. E deja compulsiv acolo. Este foarte greu să facă un stop din asta, pentru că ei au și o problemă în a privi ideea de fidelitate. De data asta. Pot să vină cu exemple din jurul lor și să spună, ok, dacă mă uit în jur la relațiile pe care le văd, majoritatea sunt nefericiți sau au amante sau... Ceea ce, dintr-un anumit punct de vedere, poate avea sens, pentru că se pot întâmpla lucrurile astea. Pe de altă parte, au văzut niște modele acasă în direcția asta, sau li s-au spus tot felul de lucruri despre cum sunt bărbații sau cum sunt femeile, sau au văzut disfuncționalitate în relațiile lor. N-aș merge neapărat pe genetic și deocamdată nu intrăm acolo, pentru că nici studiile nu sunt clare și elocvente în direcția asta. Au zis ei ceva cu dopamina și, în fine, încă nu e foarte clar. Și atunci mai bine lăsăm știința să vină și să spună, da, mă, uite de asta. Se spune că există anumite predispoziții la anumite persoane, la unele persoane, dar sunt persoane pe care au predispoziții genetice pentru consumul de alcool, dar nu devin alcoolici. Pentru mai că, contează... în definitiv, e tot o alegere conștientă să poți să zici... Mai contează și mediul și mai multe lucruri, experiențele de viață, percepțiile și așa mai departe. Deci variația ar fi la bărbați. Și aici intervine problema și dezastru. La femei, lucrurile sunt total opuse. Femeia, în momentul în care iese din relație, în afară, nu contest că nu există și acolo persoane care vor această variație. Sau încearcă să se valideze, să vadă, să se simtă din nou vii femei și așa mai departe. Repet, contextele pot duce în multe direcții. Dar în... Într-o tușă mai groasă, așa, motivul lor este switch mates. Este schimbarea partenerului de acasă. Aha, deși tu nu pleci la drum, sau declarativ cel puțin, nu? Că l-ai speria pe al treilea, dacă îi spune, știi, eu aș vrea să-mi las bărbatul, dar până nu găsesc o altă variantă mai aparent bună... Nu, dar în spate există acest... Și vezi, în momentul în care se întâlnesc doi poli de genul ăsta... În momentul în care ea vrea să schimbe partenerul de acasă pentru că ele declară că nu se mai simt dorite și nu se mai simt, cum să zic, satisfăcute din punct de vedere sexual și emoțional, sunt amândouă. Atunci ele ies și se îndrăgostesc. Asta e, că la femeile cred că sunt mai predispuse, iar sper să nu fie și nimic. Și se poate ajunge în situația emoțional, în care el amână luarea unei decizii. Pentru că scopul lui nu este scopul ei. Deci el vine aici, okay, nu? El vine aici cu variație, el are variație, pentru el e absolut ok. Poate să vină cu ideea că acasă nu e bine, trebuie sau să nu vorbească cumva despre asta. Am întâlnit cazuri în care spunea că acasă nu e bine, dar de fapt fusese prins că nu e vorba despre asta. Știi cum e? Nu? Trebuie să fie cu o poveste, că altfel... O poveste care să-l facă să evite rușinea și vina. Și o bărbații cum... reacționează foarte prost la asta. Da. Și o poveste pe care să o creadă și bineînțeles, doamna. Și care să susțină promisiunile. Da, exact. O să vezi că o să fie bine, deocamdată nu am curaj să fac asta, sunt copii la mijloc, sunt mici, știi că să mai văzut, crească, Andrei, să mai... Exact, să crească copii, după aceea, niciodată nu e un moment bun. Se îmbolnăvește cățelul, trebuie cu mama ele la spital. Eu lucrez cu ele. Deci și îți dai seama că le văd. Și de la grădiniță, când v-ați cunoscut, copilul era la grădiniță și termină liceul și tot nu este un moment bun. Și practic avem un om care amână luarea unei decizii pentru că scopul pentru care el a ieșit afară din relație era altul. Ăsta, deci nu vrea să schimbe relația neapărat, să divorțeze sau să se despartă și așa mai departe. Și întâlnim o persoană care se îndrăgostește, are niște așteptări, scrie o poveste și asta se transformă în chin sau în suferință pentru că nu se întâmplă.
Și de fiecare dată când nu există un obiectiv sau o predictibilitate sau o claritate între ei doi, se va ajunge mai devreme sau mai târziu la ultimatum. Ori o lași, ori gata. N-are cum să se întâmple altfel. Și am întâlnit destule cazuri de genul ăsta. Și se pare că, din ce văd, practic, studiul ăla cam are sens. Pentru că, în general, femeile, dacă ies pentru validare, nu vorbesc despre asta. Ele au ieșit și au luat validarea, intră înapoi în relație, au văzut adică că pot, e ok. Adică poți să ieși și punctual pentru ceva, să zic. Dar crezi pentru... că nu se întâmplă? Se întâmplă. Am avut odată o situație, o poveste în care era vorba despre managementul domnilor. Deci nu era vorba despre altceva. Se poate și așa. Suntem diferiți și noi și voi. Suntem în regulă. Chiar dacă avem percepții diferite, poate uneori abordăm diferit lucrurile, dar până la urmă suntem oameni, da? Și ar trebui să înțelegem chestia asta fără să ne condamnăm sau să ne arătăm cu degetul. Mi-a plăcut că ai zis și noi și voi, pentru că am auzit de multe ori multe persoane care spun, arată cu degetul că spre bărbați, că ei sunt nenorociți, ei așa și pe dincolo. Dar bărbații aceia, Doamne iartă-mă, cu cine calcă strâmba? Adică nu e ca și... Trecând peste asta, evident. Acum, dacă ne uităm în istorie, istoria i-a cam dat bărbatului destule argumente să facă chestii. Adică a fost cumva favorizat de ceea ce s-a întâmplat în istorie. Gândește-te că în România femeile au început să aibă drepturi de vreo 100 de ani, poate nici măcar. De prin 1925, cred că au început primele chestii, dacă nu mă înșel, cu 100 de ani. Deci putem considera că este tânără treaba. În rest, bărbatul era cel care trebuia să se ocupe de problemele societății și așa mai departe. Deci el cumva avea dreptul să facă niște lucruri, da? Mai mult decât atât, femeile, nu, neavând foarte multe drepturi, nici nu prea puteau să imită anumite pretenții, pentru că rămâneau cu ochii în soare. Dependente de bărbat. M-am documentat un pic pentru lucrarea de licență în direcția asta și lucrurile au stat foarte urât. Nu se știe. Să vezi discursuri în Parlamentul României de un misoginism, cum să zic, hidos. Dar puse în context, ăla era contextul social atunci. Dar dacă îl privim de astăzi și privim niște, cum să zic, nume pe care le-am studiat în școală, dar noi nu știm despre părerile alea, că noi am studiat altceva, am scris scrierile, am citit scrierile lor, altceva, da? Ți se ridică părul pe tine și zici, nu, serios, pe bune, dar nu se uită nimeni la chestiile astea să vadă ce părere aveau oamenii ăștia despre femei și despre drepturi și despre... Adică, deci trebuie totul pus în context. Dincolo de ce ai menționat tu, mă gândeam că, pentru că de-a lungul istoriei, căsătorile nu se făceau din dragoste și atunci și bine, erai... Bine, ce te face să crezi că se fac azi din dragoste? Că... Ai, te rog, acum chiar îmi dărâmi un mit. Deci mă gândeam că exista unele și... Unele se fac, recunosc. Da. Mai mult, mă sper, acum decât acum câteva sute de ani. Și atunci, cumva, erai forțat să te căsătorești, ți se aranja căsătoria și de aceea cred că exista, că, mă rog, din ce am mai citit, instituția mantei, realmente, cel puțin la curțile regelui și așa, manta avea o putere mult mai mare și era, cumva, informal, evident, dar era diwan. Pentru că, mă rog, partea aceasta afectivă, să zic, regelui prințului, era... către amantă, nu către regina care făcea copii. Am citit într-o carte a lui Pascal Bruckner foarte interesantă despre asta, în care spunea că era interzis să ai sentimente în conjugalitate. A, n-am știut asta. Interzis? Adică poți să interzici sentimentele? Da, voie să... Pentru că nu era despre asta, era vorba despre asigurarea moștenitorilor și atât, alianțe și alte chestii. Deci nici măcar nu se cunoșteau în multe cazuri, se întâlneau în... Și atunci era firesc să poți să fii atras de altcineva sau să ai amante și așa mai departe. Deci da, istoria a fost complicată, trebuie să recunoaștem chestia asta, dar să știi că este complicată și astăzi, pentru că s-a întors un pic invers și deja observăm o generație întreagă de copii de puști care nu au nicio perspectivă și uneori unii dintre ei nicio șansă de a cunoaște sau de a avea acces la o fată. Și asta e o chestie. Exista, acum câteva zile am citit un articol pe Psychology Today despre epidemia bărbaților singuri.
Și spunea acolo eu cunosc că epidemia femeilor singure. Deci adevărat, stăm în lumi diferite. Trebuie să stabilim că există o epidemie de singurătate pe planetă și asta e o problemă de siguranță publică. Dar nu vorbește nimeni despre ea. Dar este o realitate, se scrie despre ea deja de niște ani de zile, despre rata suicidului destul de mare la bărbați, mult mai mare de ceva vreme. Și există fenomenul incel, care este extrem de periculos, se lasă cu împușcăturile din liceele americane. Ăia sunt în general copii care au crescut fără tată, fără modele masculine și fără acces la fete, deși ei au colegia dorința acolo, asta și așa mai departe. De altfel, în articolul din Psychology Today scria că în anumite aplicații de-astea de dating, 60% dintre utilizatori sunt bărbați sau 80% ceva de genul. Mă rog, 60 nu mi s-ar părea foarte mare, între 60 și 40 da, de calaj. Sau 80 ceva de genul. Adică, oricum, procentul era foarte mare de bărbați și atunci procentul feminin fiind relativ mic, aveau o plajă mult mai mare de a alege. Și atunci noi știm ce se întâmplă în situații de genul ăsta. S-au făcut niște studii foarte interesante pe consumer behavior. De exemplu, s-au pus pe un raft, într-un magazin, 6 tipuri de gem. A, da, știu, și-au observat paradoxul alegerii, mai nu? Ușor cineva, da, exact. Dacă pui 40 de tipuri de gem, l-ai se duce terminat. Ăla și-și cumpără altceva, și cumpără ciocolată. Pentru că nu poate să proceseze atâta informații. Și același lucru pare să că se întâmplă cumva și în această zonă de, da, sunt un procentul ăla de femei își găsește un procent corespunzător de bărbați să poată să interacționeze, dar în afară rămâne un procent mare de bărbați care sunt cu buza umflată, cum se spune, și care dezvoltă tot felul de comportamente și așa mai departe. Deci da, să nu uite, astea sunt niște chestiuni despre care ar trebui să vorbim. Mie mi se par astea niște subiecte despre care ar trebui să se vorbească la televizor, pentru că până la urmă ne afectează pe toți. Și ar trebui să vorbim mai mult despre zona asta de sănătate și despre cum facem față acestei societăți de azi. Nu vorbește nimeni despre asta. Se pun în față tot felul de alte lucruri, însă oamenii suferă în primul rând din cauza deconectării, în primul rând din cauza problemelor pe care le au unul cu celălalt și a lipsei uneori abilităților de a gestiona sau de a răspunde adecvat stimulilor care vin. Nu există care nici educație relațională în școli, nu există nimic. Da. Nu există absolut nimic. Dumnezeu cu mila scapă cine poate, mai pe scurt. Adică, până la urmă, despre ce vorbim? Totul este foarte frumos, foarte așa. Statul dă premii pentru maratonul rezistenței în relații. Știi că există chestia asta cu... Dar ăsta e un indicator? Hai să fim serioși, faptul că ai stat 50 de ani într-o căsnicie, ăsta este indicatorul că acea relație era funcțională și de succes? Absolut deloc. Zic, ce... Pentru că pe stat nu-l interesează. Știi, se spune nunta de aur. Dacă să fie o nuntă de aur, adică să fie 50 de ani în care chiar a fost ceva frumos, trebuie să fi fost frumos. Să vezi doi oameni care se privesc cu lumină în ochi și care știu să-și zâmbească și să... Știi că mai vezi uneori persoane în vârstă care merg pe stradă și vorbesc frumos unul cu celălalt și sunt așa foarte, foarte romantici. Îi privești și zici, băi, așa aș vrea și eu. Dar sunt puțini, din păcate, pe care îi vedem, cel puțin noi. S-ar putea să fie mai mulți, dar să nu îi vedem noi. În schimb, dacă vezi că ok, am făcut nunta de aur, dar noi privim în pământ și de fapt toată viața noastră a fost un chin, consum de alcool, bătăi și mai știu eu și ce. Și infidelități, apropo de trecem temă. Peste, atunci avem o problemă. Pentru că înseamnă că noi premiem niște iluzii și niște falsuri, de fapt, care n-au nicio legătură cu sănătatea relațională, ci au legătură cu capacitatea de a ne sacrifica într-un fel sau altul. Nu știu exact pentru ce. Chiar am avut ocazia să întreb pe cineva recent. Un domn. Și în etate serioasă. Și l-am întrebat, ok, dar cum ați rezistat? Cum ați reușit să rezistați atâta amar de timp în căsnicie? Și zice, domnule, zice, habar n-am. Era așa foarte senin la față și se vedea că nu știa să dea un răspuns concret. După care a zis, ce pot să vă spun sigur este că am avut din prima secundă gândul să plec. Și mi s-a părut senzațional. Adică am zis, wow. Știi? A fost...
Asta apropo de cum se cultivă ideea de relație, de familie, de wow, totul e așa o poleală foarte frumoasă. Păi și copiii de mici, fetițele sunt cumva setate pe drumul acesta, fericiți până adânci bătrâneți, cu prințul, doar... Și cum e asta cu adânci bătrâneți? Gândește-te că acum 400 de ani adânci bătrâneți însemnau 35-40 de ani maxim. Iar astăzi speranța de viață e de 70-75 de ani, 80 poate în alte țări. Nu știu la noi cât e, 70 și un pic. Nu știu, 70 exact. Sau 71, nu mai știu exact statistica. Să ai pretenție să intri într-o căsnicie de la 19-20 de ani și să stai 50 de ani alături de același om fără să ai niciun fel de informație despre asta și niciun fel de training și experiență, succes! Da, dar uite, deci mulți a trebuit să rescriem și să spunem fericiți de 2-3 ori până la adânci bătrâneți. Că practic s-a dublat sau s-a triplat perioada. Deci când s-a spus prima oară chestia aia, s-a scos cu happily ever after, ar trebui să venim cu un upgrade și să spunem ori 3 sau ori 2, ca oamenii să înțeleagă. Bă, stai așa, că noi o să urmează să ne înhămăm la 3 vieți față de ce era când era oia. Păi da, și pleci la drum cu niște așteptări complet nerealiste, fără să te gândești că poate omul o să se schimbe, poate că tu te schimbi, 100%. Că hai să fim serioși. Ție îți mai place ce îți plăcea acum 20 de ani, de exemplu? Nu, de-aia nu mai fac. Nu, nici persoanele. Dar schimbarea e singura, singura chestiune certă. Te schimbi și comportamental uneori, te schimbi în zona profesională, te simți personal. În diferite, corpul ți se schimbă, nu mai arăți la fel. Totul este o schimbare și ar trebui să îmbrățișăm asta și să fim de acord cu ea. Să nu mai spui, băi, eu așa am fost, așa sunt în continuare. Asta înseamnă că refugi să mergi mai departe, te-ai blocat undeva. Da, eu sunt de acord că putem să construim relații pe termen lung, dar ar fi să fim cumva mai permisivi cu lucrurile astea, să nu mai fim așa de radical. Dacă... Știi cum am întâlnit femei care spuneau, ok, dar de ce el dă follow unor fete pe Instagram care sunt tot timpul în costum de baie și arată tunate și nu știu ce? Eu nu știu să răspund la asta și îi spun, băi, dar asta ar trebui să-l întreb pe el, nu pe mine, nu știu să-ți răspund povestea asta, la întrebarea asta. Zic, dar te-ai întrebat oare de ce e în continuare cu tine? Pentru că, în fond, te alege, mie nu? Mi se pare că, de fapt, asta ar trebui să fie subiectul, nu de ce se uită el. Deci pe mine mă urmăresc tot felul de persoane pe Instagram și da, bă... Și eu te urmăresc, da. Și sunt și persoane care se încadrează în categoria asta de influencing, care apar mai în costum de baie și așa mai departe. Unele mai lucrate, altele mai puțin, nici nu contează chestia asta pentru mine. Și uneori răspund la like-uri și așa. Nu văd nimic neregulă cu chestia asta. Asta nu înseamnă că am vreun interes cu cineva din oamenii care mă urmăresc. Dar vezi, se întâmplă. Dar atunci ar fi ok, înainte să vorbim de ce dă el, despre motivele pentru care dă el like, ar fi să vezi de ce te deranjează pe tine, mai ales o persoană care arată într-un anumit fel cum tu nu arăți. De unde știi că el nu vorbește în privat cu o persoană care nu arată așa? Pentru că, vezi, asta iar este un mit. Că amanta întotdeauna arată mai bine decât titulara. Măi, greșit. Știi, exact. Nu, deci am văzut multe cazuri, am văzut cazuri în care a treia arăta mult mai rău, după anumite standarde, să zic, de frumusețe, decât soția. Ai văzut că de fiecare dată când o femeie este înșelată vrea să vadă cu cine? Te pare că această curiozitate te ajută? Eu la bărbat să știi că n-am întâlnit asta. Cred că este tot o chestie de competiție care se activează în noi. Aș vrea să văd dacă este într-adevăr mai frumoasă, mai altfel decât mine. Dar pe cine interesează asta dacă deja s-a întâmplat? Dacă deja s-a întâmplat, înseamnă că a existat o afinitate acolo. Înseamnă că a existat un interes comun. Înseamnă că a existat o atracție. Ce mă mai interesează pe mine? Cine e persoana aia? Poate să fie oricine. E mai ușor de, uite, apropo de atracție, e mai ușor de scuzat, mă rog, eventual cu ghilimele de rigoare, o infidelitate, dacă este, să zic, o aventură, un accident. Nu există accident. Nu există, nu știu, ai ieșit în seara în clubul și ai băut prea mult. Chestia asta și nu se întâmplă că mergi pe stradă și iese
și te împiedică o anumită parte anatomică a unei doamne dintr-un tufiș și tu zici nu aveam de gând, dar acum dacă s-a întâmplat... Păi dar nici asta nu e un accident, că tot e o alegere conștientă, nu? Păi nici alegere, păi altfel cum ar fi accidentul ăla? Nu, se zic că poate ai băut mai mult și nu mai ești perfect conștient că de aceste... Că nu mai ești perfect conștient, nici cealaltă parte a corpului tău nu mai e perfect conștient, așa că nu merge asta. Bun, hai să reformulez. O aventură poate fi mai ușor scuzabilă, să zic, decât o relație pe termen lung care implică și implicare. Tu ești femeie, tu să-mi zici. Întreb și eu. Ce ai accepta mai mult? Mai ușor. Faptul că a existat un fling undeva, uneori nici nu știe să spună cum o cheamă, pentru că nici nu l-a interesat, a uitat, se întâmplă, sau să afli că de fapt este o relație de 3, 4, 5 ani. Sincer, cred că m-ar deranja mai mult relația de 3-4 ani. Acum vorbesc în numele meu. Acum intervine o problemă vis-a-vis de... Pentru că el a... De ce? Hai că am devenit curios. Și zic după. Pentru că mi se pare că și-a retras de la mine anumite chestii pe care le investise și nu mă refer neapărat la partea intimă, ci acordă acolo... Nici nu este despre partea intimă. Acordă timp, acordă atenție, acordă, cum să zic, împărtășește poate cu a treia persoană niște chestii pe care mie nu mi le mai spune. Adică mi s-ar părea sincer mult mai greu să trec peste, mă rog, eu cu soțul meu ne știm de 15 ani. Și n-am fost încă în situația asta, Doamne fer. Dar zic, sau nu știu, dar zic, cred că aș mai degrabă aș înțelege punctual o rătăcire de moment și să nu mai vadă după aceea la față și să nu mai... Decât să știu că el a dezvoltat o relație emoțională. De fapt, cred că asta e cu persoana respectivă. M-aș simți mult mai trădată eu. Mă, nu știu, bărbații cum văd vezi, lucrurile. S-ar putea să găsești femei care să-ți spună că indiferent cum ar fi, tot prost este și nu acceptă. Sau altele să-ți spună, ok, nu mă deranjează niciuna, nici alta. Evident. Depinde, da, vezi, suntem diferiți. Și la bărbați la fel. Sunt încă bărbați care nu acceptă faptul că femeile au avut relații înaintea lor. Serios vorbesc, nu dau ochii peste cap. Se întâmplă. Se întâmplă printre noi, în lumea asta în care trăim. Dacă noi avem senzația că este emancipare și că toată lumea e open mind, este o mare iluzie. Nu e. Nu e adevărat. Nu este. Da. Să fim serioși. Poate 30% cu indulgență din populație. Și oricum, probabil prin marile zone urbane, de credințe ceva, sau... limitative în continuare. Nu e nicio problemă. Și ce te faci dacă vine și spune că tot pe tine te iubește? Să te gândești dacă nu cumva chiar are dreptate. Pentru că e posibil să nu aibă legătură una cu alta. Sunt planuri diferite. Depinde și el ce înseamnă pentru el iubirea. Sunt, vezi, totul este foarte stufos. Da, da. Și mai mult decât atât, este posibil ca el să vină și tu nu o să-l crezi niciodată și să spună că nu a însemnat nimic pentru el. Ceea ce să știi că uneori nu a însemnat mare lucru. Însă aici după aia intervine greșeala că el așteaptă ca ea să treacă foarte repede peste asta pentru că pentru el n-a însemnat nimic și el nu înțelege ce a însemnat pentru ea. Și aici ar fi procesul de reconectare la ceea ce simte ea și la trădarea pe care el i-a produs-o. Asta îi produce lui, asta îi generează în el vină și rușine și nu-i plac lucrurile astea, de asta se și grăbește să treacă peste episod. Și de aici apar tot felul de chestii. Certuri, resentimente, e complicat. Și nu există riscul dacă, să zic, treci peste o dată, ierți, să se creeze deja un precedent și... Ba da, n-ai de unde să știi până când nu se întâmplă altă dată. N-ai cum să dai garanții în direcția asta. Adică, ok, a călcat o dată strâmb, vine spășit, se roagă de, pentru iertare, îl ierți? Tu decizi. Și... Nu există niciun adevăr universal valabil în direcția asta. Fiecare persoană, în funcție de ce, de contextul în care se află, poate să ia sau nu o decizie. Unii pot să spună, da, mă, l-am iertat. Să știi că am întâlnit caz de infidelitate și nu s-a pus nici măcar o secundă problema despărțirii. De la bun început. Păi să știi, așa am auzit și eu. Asta nu înseamnă că n-a existat trădare și că nu înseamnă că ea nu a înregistrat trădarea asta și n-a simțit-o și n-a dezechilibrat-o.
da? Și-au revenit, ușor, ușor. Asta nu înseamnă că nu se gândește că se va întâmpla din nou. Cumva stai dar, așa cu sabie deasupra capului. Dar reprezentarea frică a fost, nici nu iau un calcul, ideea azi ne despărțim, nu se pune problema despre asta. Mă gândesc că e ușor de zis, da, netrebnicul te-a înșelat, desparte-te, dar dacă sunt copii, dacă sunt rate la bancă pe 30 de ani, dacă, nici măcar? Nici o treabă. Că poți să zici că mai sunt și niște factori externi, că așa e ușor să zici, da, domne, e relație toxică, te-a înșelat, desparte-te. Ei se invocă de foarte multe ori factorii ăștia ca motiv de iertare, dar este un fals motiv de iertare. Pentru că trădarea s-a produs între adulți, nu s-a produs nici la bancă, nici între, nici la copii. Nu de asta. Și doar tot că adulții sunt, trebuie să rezolve această problemă. Doar că mai sunt niște persoane care, mă rog, să zic, în cazul de față copii, care poate vor fi afectate de decizia ale adulților. Ar fi bine să nu le dăm acces la asta. Până în momentul în care nu se ia o decizie definitivă, copiii n-ar trebui să fie băgați în povestea asta. Nu e treaba lor. Acum, pe de altă parte, iarăși am cunoscut cazuri în care se folosesc de copii și știu că mi se pare horror. Da, asta e toxic. Nu ar trebui să facem asta. Știi, în războiul lor își atrag copiii, da, aliați. Dar nu trebuie să facem asta. Este o criză de cuplu, nu este o criză de familie extinsă cu copii cu tot. Da. Pentru că înainte să avem familie, avem un cuplu. Și pe de altă parte, uite, acum nu fac apologia infidelității, Doamne ferește, dar iar am auzit variante în care au ieșit dintr-o infidelitate un cuplu mult mai sudat. Se poate și asta, sigur. Am citit undeva o chestie foarte interesantă și anume că în cazul relațiilor extraconjugale, în momentul în care ele devin principale, se destramă peste 80% dintre ele. Da, citisem și un studiu. Și exact, din cauza lipsei de încredere, pentru că da, dar și din cauza faptului că ele au fost pornite strict pe flamă, pe pasiune, pe nimic altceva. Și în momentul în care devine principal, nu mai are relația e pe ce să se bazeze. E frumos așa când te duci la cât un suc pe furiș și e excitement și știi? Și când ajungi de aduni șosetele de pe jos, trăiți în aceeași, ajungi de fapt în același punct în care te aflai cu partenerul inițial. Dacă și nu ai maturitatea să-ți asumi. De asta eu nu sunt tocmai fanul acestor relații paralele. Nu le văd niciun rost, sincer. Care este motivul infidelității tale? Și asta ar trebui să-și pună fiecare întrebare. Este un motiv pur sexual? Atunci de ce te comporți ca și cum nu ar fi pur sexual? Cred că mai degrabă pentru bărbați e, nu știu, zic... Păi acum, da, normal. Pur sexual. Mă gândesc dacă că femeile... vorbim despre variație, du-te și variază acolo unde nu ai șanse să-ți sune la ușă, să-ți dea mesaje. Adică, da. Știu că sună un pic tâmpit, știu că sună puțin agresiv, știu că sună puțin, poate, egoist dacă vrei, știi? Adică ăsta e pro-infidelitate. Nu. Dar măcar fii deștept dacă faci. Nu, pentru că vă ca suferință, în jur. Aia zic. Dacă tot este vorba despre asta, și se poate întâmpla, suntem oameni, există tot felul de condiții, există tot felul de lucruri, scade libidoul din cauza sarcinilor, supra-sarcinii, în viața profesională, copii, timp, multă lume își distruge spațiul intim, bagă copiii între ei în pat, pierd contactul, nu se mai ating, sunt multe, da? Se poate întâmpla asta. După părerea mea, prima variantă ar fi să mergem să discutăm între noi când apare chestia asta. Băi, ok, ce facem cu asta? Vezi, este o întrebare foarte interesantă la care nu răspunde nimeni. Și te rog să concluzionezi că am ajuns la final. Un minut mai avem, deci zi o concluzie așa. Asta e de rămas pentru acasă. Da, în momentul exact în care cunoști pe cineva și intri într-o relație și decizi să intri într-o relație, ar fi interesant să se pună inclusiv întrebarea ce suntem dispuși să facem cu viața noastră sexuală. Deci să vorbim, nu să o lăsăm așa tacit. Pentru că uneori nu suntem dispuși să facem la fel. Și ar fi bine să știm de la început asta. Ca să n-apară frustrări și să-ți cauți în exterior. Să nu apară discuții, să nu apară divergențe, să nu apară... Bun, la ce ne înhămăm din punctul ăsta de vedere? Andrei Vulpescu, mulțumim mult de tot pentru tot ce ne-ai împărtășit. Și te mai așteptăm pe la noi dacă vrei, că știu că ai o grămadă de subiecte pe blogul tău. Unde te pot găsi telespectatorii? Vulpescu.eu, da.
Mulțumim frumos. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați urmărit emisiunea noastră. Vă dau întâlnire sâmbătă viitoare, tot la ora 18. Până atunci rămâneți alături de programele Canal 33. Vă mulțumim.